Ce nume minunat, fraților, ce nume minunat și puternic! În El avem vindecare, în El avem speranță și în El avem, din această bucuria să stăm în prezența Lui. Aș vrea pentru următoarea rugăciune să citesc câteva versete care pe mine m-au mișcat puțin în faptul cum Domnul Iisus Hristos le-a pus. În Luca, capitolul 10, de la versetul 25, spune așa, Un învățător a legii s-a sculat să-i spitească pe Iisus și i-a zis, Învățătorule, ce să fac să muștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine a răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus, cine este aproapele meu? În aceasta m-a mișcat pentru că în următoarea pildă sau în mea lucrare care Domnul Iisus dă, spune acest om care a coborât de la Ierusalim la Erihon și a căzut în mijlocul acelor oameni răi care l-au bătut, l-au dezbrăcat și au luat tot ce a avut. Și pe lângă el a trecut trei persoane. A trecut un preot care a trecut pe lângă el, a trecut un levit, a trecut și el. Dar în dreptul lui s-a apropiat un samaritian care cu tot știm această pildă, care samaritianul l-a luat, l-a pus pe asinul lui, pe măgarul lui, l-a dus la Han, l-a îngrijit, i-a dat și bani la Hanjiu să aibă grijă de el. Și la urmă spune Domnul, Domnul Iisus, spune întrebarea care zice așa, de la versetul 36. Care dintre acești trei ti se pare că a dat dovadă că este aproape de cel ce căzuse în trăhari? Cel ce a făcut milă cu el, i-a răspuns învățătorul legii. Du-te, de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Pentru mine a fost puțin mișcată că Domnul Iisus, omul acesta care este calea sau care este lucrul care vreau să fac să viață veșnică. Și Domnul Iisus i-a spus să iubești pe Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, dar mi-a spus mai un lucru, nu este destul acest lucru, este un lucru mai mult, să faci binele aproape lui tău. Noi pentru familia noastră vrem să vă mulțumim în dreptul familiei noastre, pentru că acum o lună și ceva în urmă, aproape două luni, a trecut și noi până această grea încercare și vreau să vă mulțumim că pentru noi ați fost ca acest samaritian, ați fost cu noi în rugăciune, ați fost cu noi, prin prezența lui dumneavoastră ați fost cu noi și v-ați simțit. Dar în dimineața aceasta vreau să mulțumesc Dumnezeu pentru lucrătorii Domnului, pentru frații care sunt preoți, pentru frații care sunt diaconi, pentru frații care sunt, fac o lucrare, pentru leviți care fac o lucrare în dimineața aceasta sau în biserica noastră, pentru că știu că toți au pus mâna și au pus umărul, căci acest levit la fiecare problemă care avem în biserică. Știu că nu este un lucrător în biserică care dacă cere un lucru sau vede o persoană care ce ne cas, nu trece pe lângă ea. Și mulțumesc la Dumnezeu pentru aceasta. Și mă bucur că sunt într o biserică așa și mă bucur, fraților, pentru lucrarea Duhului Sfânt care o face în mijlocul bisericii lui, de la toate bisericile din lumea aceasta din partea miresei lui. Dar această dimineață vreau să facem o rugăciune pentru cei care poate n-au căzut fizic. Între cei tâlhari. Dar Domnul Iisus spune în rugăciunea tatăl nostru, ferește-ne de cel rău, ferește de ispite, ferește -ne de necazuri, ferește -ne de tot ce este rău în lumea aceasta. Și poate sunt în mijlocul nostru sau știm noi pe inima noastră frați care trec prin aceste grele încercări, pământește, spiritual, emoțional, financiar, prin orice problemă care ei trec. Sunt ca și, acei, ca și acest om care a căzut între tâlhari. Și în dimineața aceasta avem datoria, dacă vrem să avem viață veșnică, știu că pe Dumnezeu îl iubim, dar mai este un lucru cu care trebuie să-l facem, este dovada prin fapte. Haideți, fraților, să ne ridicăm pe picioare și haideți să facem această rugăciune pentru frații care au cauze prin viu grai, să le ducem înaintea lui Dumnezeu. Dacă cineva are pe inimă să pună într-un viu grai, haideți, fraților, să ne rugăm.